Austria a spus un nein categoric extinderii spațiului Schengen. Încă de la sosire, ministrul de interne de la Viena a zis că zona de liberă circulație nu trebuie extinsă, ci îmbunătățită. Dass Schengen besser werden muss und nicht größer. Und in Wahrheit war Schengen noch nie so klein, wie Schengen aktuell ist. Was meine ich damit? Innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des Schengen-Raumes gibt es so viele Binnengrenzkontrollen wie noch nie. Deutschland, Österreich, viele andere Länder, Frankreich, die hier kontrollieren zu den Nachbarländern, weil es aus Sicherheitsgründen einfach notwendig ist, dass die Europäische Kommission massiv endlich in den Außengrenzschutz auch investiert und hier auch Schritte setzt, damit diese Außengrenzen sicherer werden. Das ist Schengen, muss besser werden und nicht größer. Iar subiectul Schengen va fi discutat la Consiliul JAI, care începe acum la Bruxelles. Ce au mai spus miniștrii care vor fi prezenți acolo? Ne spune chiar acum colegul nostru, Alin Borcea. Alin, bun găsit! Bun găsit! Chiar la această oră, miniștrii prezenți la JAI discută despre Schengen. Nu va fi vot, dar ar putea să apară anumite discuții. Și acestea sunt imaginile momentului, întâlnirea dintre Cătălin Predoi, ministrul român de interne, și omologul său austriac Gerhard Karner. Și-au dat mâna, și-au strâns mâna, vedem, foarte prietenesc. Asta după ce Karner, la sosire, a zis un nein răspicat, deși era la câțiva metri de Cătălin Predoiu. Cei doi au vorbit la sosire în paralel, dar au spus lucruri diametral opuse. Unul dintre jurnaliștii prezenți acolo la sosire l-a întrebat pe Gerhard Karner ce ar trebui să facă România și Bulgaria ca Austria și Olanda să renunțe la veto. Oficialul de la Viena a dat același răspuns pe care l-a dat totdeauna în ultimii ani. Spațiul Schengen trebuie reparat înainte să fie extins. Nu a zis nimic despre cum a intrat Croația în acest spațiu Schengen stricat. Și chiar în aceste momente vedem cât de aproape au fost cei doi și lucrurile total opuse pe care și le-au spus presei. Gerhard Karner mai a continuat că România și Bulgaria nu sunt de vină, ele în mod special, că Uniunea Europeană ar fi de fapt de vină pentru că ea trebuie să repare frontierele externe. Acesta este argumentul Austriei, repet, încă de anul trecut, iar Viena, așa cum putem să vedem, nu renunță sub nicio formă. Când Gerhard Karner zicea aceste lucruri negative, Cătălin Predoiu vorbea la doar câțiva metri de el, dar distanța dintre vorbe era absolut uriașă. Ministrul român a vorbit despre îmbunătățirea relațiilor cu Austria și despre speranțele pentru Schengen. Aceste speranțe se legau totuși și de Olanda, pentru că guvernul de la Amsterdam ar fi avut în plan să ridice obiecția pentru Bulgaria, astfel încât Austria să rămână singură, ceea ce ar fi fost foarte dificil pentru Viena să continue blocajul. Dar Olanda încă nu are un guvern plin, după victoria lui Geert Wilders. Dacă ar apărea executivul la Amsterdam până la finalul acestui an, ar putea să fie convocat un Consiliu Schengen extraordinar ca să rezolve problema Schengen. Dar Wilders este încă departe de formarea unui guvern. În tot acest scandal, dintre București, Viena, Amsterdam și Sofia, a apărut și Suedia în mod surprinzător. Chiar ministrul suedez de interne, la sosire, la JAI-ul de astăzi, a spus că spațiul Schengen trebuie reformat ca să funcționeze așa cum trebuie, înainte să fie extins. Vedem o aprobare tacită a poziției pe care o are și Austria în privința extinderii spațiului Schengen. Acum ceea ce urmează important este dialogul dintre guvernul olandez și parlamentul olandez. Abia după aceea vom putea ști care sunt pașii următori. După ce această decizie este luată, putem să vedem dacă facem pași procedurali în continuare, dar timp există. Au loc discuții intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner, am avut chiar și aseară o întrevedere cu dânsul, o discuție foarte bună. Am discutat în nenumărate rânduri și la Viena, și aici la Bruxelles, și oficial, și informal. Discuțiile sunt intense și sunt foarte bune. N-am păstrat dialogul strict la nivel de minister, am extins acest dialog. Schengen, extinderea spațiului Schengen e un subiect de interes pentru cetățenii români, pentru companiile românești, dar în același timp și pentru mediul de afaceri austriac prezent în România. Discutăm acum, doamnelor și domnilor, cu Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Bună ziua și mulțumim tare mult pentru intervenție. Sărut mâna dumneavoastră și bună ziua domnului Citre și de asemenea telespectatorilor. Domnule Rareș Bogdan, v-aș întreba așa, ce variantă stă în picioare? Care este cea mai probabilă variantă pentru noi în momentul acesta în care vorbim și cu aceste reacții la cald la începutul Consiliului?
Țin câteva chestiuni care față de acum un an sau ce s-a întâmplat în următoarele luni după decizia de pe 8 decembrie, una nedreaptă pentru România, s-au întâmplat. Nu încerc să-l scuz, dar încerc să aduc completări pentru a înțelege de ce declarațiile lui Cătălin Predoi au sunat în acest fel. Poate am puțin mai multă libertate ca să spun mai multe decât poate să spun un ministru de interne prezent la Consiliul Jai, la intrarea în Consiliul Jai. Imediat după decizia de pe 8 decembrie, relațiile dintre România și Austria au fost înghețate din punct de vedere diplomatic, iar România a procedat cum n-a procedat niciodată în 30 de ani, în ultimii 30 de ani, și a retras ambasadorul dintr-o țară membră a Uniunii Europene, dintr-o țară europeană. Ambasadorul Emil Hurezeanu a fost chemat în centrală, iar România a ajuns să fie reprezentată doar prin atașatul economic, inclusiv consul general a fost retras în centrala mai. Ăsta a fost un gest clar de revoltă a României și care în limbaj diplomatic înseamnă extrem de mult. În acest moment, situația arată complet diferit. Practic, dialogul interinstituțional și toate coridoarele, culoarele diplomatice au fost redeschise, atât ministrul nostru al afacerilor externe, Luminița Odobescu, cât și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu. De asemenea, ambasadorul nostru la Viena, Emil Hurezeanu, au întâlniri succesive, plus președinția României. Deci în momentul ăsta, chiar dacă discursul, din punct de vedere al un discurs semi-electoral al domnului Carner, a sunat la fel de hotărât, lucrurile arată complet diferit față de în urmă cu un an de zile, iar România poate spera la o intrare în spațiul Schengen sau etapizată sau integrală pe parcursul al lui 2024. Argumentele prezentate de noi, pe lângă cele tehnice reiterate, sunt cele care au făcut partea austriacă să reevalueze atât problema coridoarelor de imigranți, centru pilot care a fost practic supervizat de către Ylva Johansson, comisarul de politică internă al Uniunii Europene, funcționează perfect la nivelul graniței de sud-vest a României, granița cu Serbia. De asemenea, granița de la Edirne, granița de sud a Bulgariei cu Turcia, este una care a fost verificată de două comisii, cum am avut noi pe parcursul anului 2022, în 2023, din partea Frontex și a Comisiei, și au arătat că granița de sud a Bulgariei este secretizată, pentru că telespectatorii trebuie să înțeleagă că noi nu putem începe demersuri, din păcate, pentru a porni singuri intrarea. În urmă cu un an de zile, Bulgaria, de altfel, în timpul Consiliului Jai, a refuzat să se desprindă de România, că România putea spera la un vot și atunci, practic, am avut și Olanda împotriva pachetului de România-Bulgaria. Între timp, Bulgaria și-a rezolvat problemele legate de chestiunea tehnică, a rezolvat problema de stabilitate guvernamentală, având doi premieri, unul în funcție și unul urmând să vină Maria Gabriel, ambii pro-europeni, acceptați ca atare, iar Parlamentul de la Haga, care ne-a dat nouă votul în majoritate pentru accesul în Schengen, urma să dea pe data de 6, mâine, vot pentru Bulgaria și votul, a anunțat ieri Franz Timmermans, a fost amânat cu 10 zile și va fi dat în data de 14 sau de 16 în Parlamentul olandez, unde nu există frica de Wilders, deoarece Geert Wilders, președintele Partidului Libertății, a câștigat alegerile cu 37 de voturi, dar nu face majoritatea, este izolat total. Majoritatea în Olanda este de 76 de voturi. Geert Wilders n-a reușit să facă această majoritate și majoritatea vor fi făcute de partide pro-europene care sunt pregătite să acorde votul Bulgariei. Fără acordarea votului, acordului de la Haga pentru Bulgaria, practic noi nu putem intra nici într-un consiliu extraordinar, nici într-un consiliu ordinar. Iar în argumentele folosite de România, pe lângă nefuncționalitatea Uniunii Europene în cazul în care România în continuare este ținută la gai, am arătat și creșterea partidelor extremiste, partidelor populiste, partidelor suveraniste anti-europene, care primesc vânt în pupă. Am arătat exact ce s-a întâmplat după 8 decembrie, când insuccesul României și votul absurd al Austriei a adus vânt în pupă partidelor suveraniste. Am arătat că acest lucru este periculos pentru Europa și pentru construcția europeană viitoare, într-un parlament care la europarlamentare în iunie, respectiv în decembrie anul viitor,
poate fi debalansat. Pe lângă asta, în argumentele folosite de diplomația română, au fost chestiunile legate de mutația, de percepția populației față de Bruxelles și Uniunea Europeană, din cei mai pro-optimiști europeni timp de 15 ani, în top 3 pro-optimiști, am devenit în 6 luni de zile, ne-am dus la coada clasamentului în ultimele 5 țări ca optimist european, ca încredere în Uniunea Europeană, și asta este periculos nu doar pentru România, ci este periculos pentru însuși Europa. Și de asemenea am mai avut un argument care este folosit în continuare de diplomația noastră, așa numită zona economică, diplomație economică, deoarece de data asta companiile austriece prezente în România, care reprezintă undeva la 7% companii din totalul PIB-ului austriac, sunt la rândul lor factori de presiune, sunt la rândul lor lobiști neoficiali pentru România, arătând că statul român funcționează, piața din România economică funcționează absolut perfect, statul de drept funcționează perfect, presa liberă funcționează și de asemenea sunt periclitate și pierd bani, inclusiv companiile austriece prezente pe teritoriul național român. În acest moment, domnule Rareș Bogdan, avem 3 elemente de actualitate, ca să le spunem așa, în ceea ce privește spațiul Schengen, și v-aș ruga un răspuns scurt după ce le voi enumera. Pe de o parte, această atitudine mai favorabilă a Austriei, despre care ați vorbit dumneavoastră, Nu sunteți singurul care ați vorbit despre asta. Doi, acest vot din Parlamentul de la Haga, așteptat, iată, peste 10 zile ne-ați dat această informație, care ar putea fi unul favorabil Bulgariei, implicit favorabil nouă, și avem astăzi această declarație din partea Suediei, care cumva merge spre discursul Austriei. Trebuie reformat înainte de a fi extins spațiul Schengen. Luând în calcul aceste 3 variante, sunt șanse anul acesta pentru un vot în ceea ce privește accesul în spațiul Schengen sau nu? Șansele sunt pentru 2024. Okay. Cu un vot dat la unul dintre consiliile JAI de la începutul anului viitor. Nu cred într-un consiliu JAI extraordinar, dar orice este posibil. Eu aceleași răspunsuri pe care le-am dat către dumneavoastră, am avut 2 intervenții ieri în Österreich Zeitung și în Der Standard. M-au sunat jurnaliști de acolo, am stat de vorbă cu ei, le-am explicat percepția românilor în legătură cu ceea ce se întâmplă în Austria, și la rândul lor aceștia au confirmat practic, și vorbim de 2 ziare foarte prestigioase, 2 instituții foarte prestigioase ale Austriei, au confirmat că într-adevăr companiile austriece pierd la rândul lor foarte mulți bani, pentru că pierderea de 1,5% din PIB nu este doar din partea României. Toți cei care circulă pe rutier sau pe feroviar și care sunt nevoiți să aștepte la intrarea în spațiul Schengen, sunt nu doar companii românești, sunt și companii austriece prezente în România. Și asta, de asemenea, în sistemul bancar, sistemul de firmelor de construcții, sistemul firmelor de asigurări, toate acestea asigură, practic, o informare a puterii de la Viena cu privire la ce se întâmplă în relația Schengen, non-Schengen, inclusiv pentru companiile care sunt nevoite să intre în spațiul Schengen. Pe lângă asta, pe lângă toate acestea, mai e o chestiune extrem de importantă legată de funcționalitatea Europei și a curentului, pentru că Europa e înaintea alegerilor. E un an electoral atât în Austria cât și în România, alegeri europarlamentare. Credeți-mă, construcția europeană pentru a rămâne solidă nu poate fi făcută cu 40% din parlament suveraniști. Astăzi sunt undeva la 15%. Estimările arată că poate să se ducă spre o treime minim din totalul parlamentului european, dar care se poate duce chiar spre mai mult într-un viitor parlament, ceea ce poate da peste cap complet construcția europeană. Sunt previziuni care nu sunt deloc pericolul ăsta. Exact, destul de periculoase. Ce înțeleg eu de la dumneavoastră, Rareș Bogdan? Am pierdut trenul anul acesta, dar vreau să vă mai întreb foarte scurt pe final un lucru, pentru asta că mai este... Asta este o retragere strategică, dacă vreți. Pentru că, sigur, exista și scenariu în care să mergem să cerem vot. Olanda n-avea votul, era obligată să se opună. Rămânea la fel și eram în aceeași situație. Da, doar că acel consiliu... Putea să ne ducă la o contestare la Curtea Europeană de Justiție în 60 de zile potrivit tratatului. Adică aveam posibilitatea să acționăm în judecată, dar tot nu intram în următorul an. Ceea ce pentru noi, repet, e periculos. Deci șansa noastră la începutul anului viitor, vreau să vă mai întreb un lucru, vi se pare, tot vorbim de pericole, vi se pare periculos scandalul pe care îl vedem acum între premierul Marcel Ciolacu și ambasadorul nostru în Statele Unite? A cerut, sau a dat de înțeles că el, dacă ar fi președinte, l-ar retrage?
Da, eu cred că da, pentru că, unul, cel care are apanajul potrivit Constituției de a retrage ambasadori și de a trimite ambasadori este președintele Republicii. De asemenea, cred că atunci când ai un ambasador, el nu are o culoare politică sau nu are o trimitere politică. Tu trebuie să folosești instituția ca atare a ambasadei pentru a-ți sprijini demersul tău ca prim-ministru sau ca președinte de senat sau de cameră în întâlniri. Nu putea aduce decât un plus un ambasador care și-a dovedit că într-un an și jumătate de când e acolo, aproape doi, a făcut lucruri excepționale la nivelul comunității, la nivelul relațiilor cu Departamentul de Stat sau cu Casa Albă. Presupun că o să aveți o discuție cu Marcel Ciolacu într-o coaliție despre acest subiect când se întoarce. Cu siguranță, pentru că aici, repet, chiar dacă domnul Muraru nu este colorat politic, nu este pentru România, este important să folosim fiecare reprezentant diplomatic, indiferent cine l-a trimis acolo, în scopul statului român, în interesul cetățeanului român. Prezența domnului Muraru în cadrul delegației domnului premier al României nu putea aduce decât plus. Această dispută care ține de 24 de ore și umbrește vizita din Statele Unite, practic, a unui premier, repet, astăzi e celălalt, cu mine altcineva, la altă era fost altcineva, nu aduce, deci să ne înțelegem, e o chestiune de funcționalitate a statului român și de reprezentare. Lucrurile de genul ăsta contează extrem, mai ales în diplomație. Iar ca nu imagine, sigur, n-a fost una extraordinară ceea ce s-a întâmplat acolo. Vă mulțumim, cu siguranță. Vă mulțumim siguranță. Foarte mult, domnule Rareș Bogan, pentru intervenția dumneavoastră. Reținem ceea ce a spus față de Schengen. Un consiliu extraordinar anul acesta, puțin probabil. Șansele sunt mari pentru un vot favorabil anul viitor. Mulțumim pentru intervenție.